gata? Prin dispoziția 222 din 22 martie 2019. A fost convocat de către primarul municipiului Roman Luceanu Vidimicu la ședința ordinară a Consiliului Local. Prezența la ședință este de 20 în 21 de consilieri. Ordinea de zi cuprinde aprobarea două procese verbale de la ultimele două ședințe și 20 de proiecte de hotărâre, din care 8 sunt suplimentare. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Să propunem și punctul diverse. Propunem și punctul diverse. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Începem cu procesele verbale. Supun spre aprobare procesul verbal din data de 27 februarie 2019, de la ședința ordinară. Cine este pentru? O mică corecție la intervenția mea, colegii de la aparatul de logistică. Câteva litere care schimbă conținutul. Deci cu respectivele corecții să supunem la vot, da? Bine. Supunem deci la vot procesul verbal din 27 februarie 2019 la ședința ordinară cu modificările aduse de domnul consilier Corban. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Vă supun la vot și procesul verbal din data de 21 martie 2019 la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc tare mult. Începem cu primul proiect de hotărâre. Proiectul privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Roman pentru anul 2019. Avizele comisiilor, Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, supun spre votare proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 2. Privind instituirea dreptului de uz și servitude în favoarea SC del Gaz Grid, SA, asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Avizele comisiilor. Comisia pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, trecem la vot. Supun spre aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea dezmembrării unui teren. Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 4, privind aprobarea acordului de asociere pentru desfășurarea campionatului național de Panchidol la Roman, în data de 13-14 aprilie 2019. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 5, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli, avizele Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 6, privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae, Roman, avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect. Trecem atunci la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 6, privind aprobarea listei finale de priorități ANL pentru anul 2019, în vederea repartizării locuințelor construite în Roma de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri,
în vârstă de până la 35 de ani. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu, trecem la vot. Da? Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc, domnul, vă iau consilier. Proiectul numărul 8 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Deci unanim. Proiectul numărul 9 privind aprobarea concesionării unor terenuri. Avizele comisiilor. Comisia pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect, supun spre aprobare atunci. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitate. Proiectul numărul 10 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 284 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din familie educaționale administrație, din aparatul de specialitate al primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Roman. Avizele comisiilor, avizul Comisiei Buget Finanțe, aviz favorabil. Și avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, supun la vot atunci proiectul de hotărâre numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 10 privind 11, mă scuzați. Nu, eram atent la domnul Colbașa. Nu-i atent. Nu, cerea șampanie de la domnul director. La diverse, da? Poate o dau reganjorii, chingherii și cu grăbare. Da. La diverse discutăm. Grăbare. Proiectul numărul 11 privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea SC del Gaz Griedesa asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Avizele comisiilor, avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. În unanimitate a trecut proiectul numărul 11. Proiectul 12 privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman. Actualizat. Avizele comisiilor. Comisia Administrației Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect, supun spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 13 și dată primul proiect suplimentar privind aprobarea dezmembrării unor terenuri. Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, vă supun atunci la vot cine este pentru, împotrivă, abține. În unanimitate a trecut proiectul 13. Proiectul 14 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2018. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții la acest proiect. Vă rugăminte, pe internet, deci pe site, nu se cunoaște, pe tablete, da. Deci nicio cifră nu. Chiar dacă ați scos, v-ați informat cu ajutorul tabletei. Mulțumesc. Revin. Avizele le-am luat. Hai să vedem. Dacă sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, în unanimitate. Proiectul numărul 15, privind modificarea și completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 124 din 2014, privind stabilirea cotei părți din chiria ce va fi încasată de către titularii dreptului de administrare asupra bunurilor proprietate publică în cazul închirierii acestor bunuri. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect,
Vă supun atunci spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. În unanimitate s-a votat proiectul 15. Proiectul 16 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al direcției locale de evidență a persoanelor a municipiului Roman. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la acest proiect. Am și eu am întrebat că va avea loc și o promovare. Nu vor fi probleme pentru... Deci se schimbă în statul de funcții, o persoană promovează pe o treaptă superioară. De obicei făceam promovările prin aprobarea unei noi organigrame sau... Păi nu, asta este regulamentul. În baza regulamentului se organizează concurs, promovare se face pe bază concurs. Și ăsta e regulamentul cadru pe care noi îl aprobăm. Nu aprobăm persoane, nu aprobăm funcții, nu aprobăm nimic. Mai sunt alte discuții? Supun la vot proiectul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Votat în unanimitate. Proiectul numărul... Da. 17. Privind aprobarea daliului și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție reabilitare trotuare în municipiul Roman, județul Neamț. Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, domnul consilier Hovan. Proiectul 17, 18, 19 și 20, care au fost puse ca suplimentare, grupul PSD nu participă la vot la aceste patru proiecte, pentru că nu am avut timpul să trebuie necesar să le discutăm între noi și cu specialiști. Sunt probleme, într-adevăr, de bani, sunt importante. Asta trebuie de discutat mai pe larg. Renunțăm la 20 de kilometri de gazoportul ca să tragem și nu, facem la 8. Facem 8. Ca să mergem cu toată pe fiecare parte. S-a renunțat pentru că avizul avem doar pentru 8 km, da? Și la trotuare și parcă... Nu, nu, era vorba de gaze naturale. Avizul de la del gaz. Dar doar pe pocul numai. Facem și se duc banii în celălalt. Banii se duc foarte mult și știți foarte bine ce legă la ordonanță 114 care generează creșterea costurilor între 5 și 20. Mâine o să discute ordonanța 14, poate dă Dumnezeu și știți foarte bine că în trecut mi-ați mai comis nu știu câte lucruri pe care le-a mai face cu guvernul și nu le-a făcut din păcate. Ar fi o mare bucurie și vă spun, nu numai pe partea asta, ci pe proiectele europene și pe toate. Nu puteți să așteptăm până mâine, că așteptăm până la Sfântul așteaptă. Dar nimic nu spune că dacă va fi schimbat ordonanța 114 mâine, diminuându-se salariul obligatoriu în domeniul construcțiilor, putem reveni oricând. Dar nu se va schimba. Păi și atunci ce așteptă? A existat o întâlnire între guvern și reprezentanții patronatului societăților din construcții și s-a încheiat un acord ca să se mărească. Păi și atunci, dacă influența salariului în devizul este, în devizele generale sunt între 15% și 20%, ce să așteptăm mâine la guvern? De acord. Ceva, să nu mai dăm vina că guvernul sau... Știu eu, dar n-am dat vina. Atenție, n-am dat vina. Am zis că au crescut devizele. Trebuie actualizate devizele cu nouă manoperă. Da, dar... Temeiul legislativ este ordonanța 114. Guvernul... Ați văzut că de acolo, inclusiv proiectarea, de 10 ori mai scumpă, da? Deci au plecat de la 120.000 și a ajuns 9 milioni. La care? Am avut discuția în rândul trecut. Eu de acord unde dirigiția treaba de șantier, e clar, dar când proiectul pe care îl faci și acum, de fapt, reactualizezi, îl duci după o sunt niște devizii, atâta. Atâta, bun, și să crește, nu cu 55%. Nu, eu am zis, influența e în manoperă 55%, în devizi general, între 15 și 25%. Și problema e, dacă ați putea să lăsați, facem asta facul,
să ne parcurgem, să discutăm și noi. Domnul consilier, orice întârziere în aprobarea acestor decizii înseamnă întârziere în demararea licitațiilor și a lucrărilor. Deja bugetul știți foarte bine că este foarte întârziat. Haideți măcar să vedem niște lucrări în orașul ăsta. Sunt de orașul are nevoie de lucrări, are nevoie de investiții. Ideea este următoare. De ce s-au dat atât de mult pentru parcări și s-a luat de la grădinița numărul 2 și de la Creșa Smirodava? Asta n-am înțeles. Vă spun eu, la Creșa Smirodava este program cu finanțare europeană și cota de cofinanțare a noastră conform contractului a scăzut cu 1 milion de lei. La grădiniță, de asemenea, am luat decizia să facem doar lucrări de reabilitare și la acoperiș și la partea de fundație, eliminând extinderea. Pentru că, oricum, populația școlară, în genere, este într-o scădere. Mai mult, noi vom construi o grădiniță nouă în România, pe fonduri europene. Și atunci, din aceste considerente, am luat această decizie. Mai mult decât atât. Dacă ați observat, este grădiniță. După aceea, dacă ați observat, la parcările de reședință, am reactivat programul multianual de parcări, l-am introdus aici și avem parcări tip cu care vom realiza și deja lucrăm și facem mai multe parcări și l-am introdus pe împrumut, ceea ce a generat ca din programul inițial pe care l-am gândit, recuperând acele sume și recuperând timp, nu ne-au rămas decât pentru 7 proiecte care sunt proiecte mari, de parcări mari, care afectează mai multe zone din municipiu, care să fie actualizate. Deci toate explicațiile, noi oricum cred că le-am dat și exprimarea de motive, vi le dau și eu acum, sunt proiecte toate gândite de colegii mei din primărie, împreună le-am făcut proiectanți. Noi înțelegem punctul de vedere și al dumneavoastră. E dreptul dumneavoastră să nu participați la vot. Era frumos să lăsați fiecare consilier să spună punctul de vedere. Înțeleg că suplimentare doar au fost toate. Alea care au privit Consiliul Județean au fost ok și au fost în regulă. Celelalte... Păi, să dăm drumul ca să meargă, nu? Păi, asta vreau și eu, dăm drumul să meargă. Și aici, că nu era, deci nu ați făcut suplimentare. M-ați început cu asta. Pentru că s-a lucrat la ele până ieri, domnul consilier. Întrebați-i pe colegii mei, întrebați-l pe domnul Ioniță, nu noaptea ce făcea. Așa e ușor de spus. Stăm de pe o parte păi și... Păi da, avem, dar asta se știa de asta. Păi da, știa, eu vi le-am dat încă de ieri. Domnul Consiliu, aveți vreun amendament? Da. Când avem voi, când participăm. Haideți să facem voi. Da, supun la vot spre aprobare proiectul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 18, privind aprobarea darului și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, modernizare străzi, cartier Nicolae Băcescu, municipiul Roman, județul Neamț. Avizul Comisiei Urbanii și Administrația Teritoriului. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiectul numărul 19, privind aprobarea tarifului și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare, grădinița numărul 2, cu program normal, municipiul Roma, județul Neamț. Avizele comisiilor, Comisia Urbanism și Administrarea Teritoriului, aviz favorabil. Comisia Juridică, aviz favorabil. Dacă sunt discuții, vă supun la vot. Cine este pentru proiectul? Împotrivă, abținere. Mulțumesc. Ultimul proiect pe ordinea de zi, proiectul 20, privind reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse pentru a fi finanțate din împrumuturi rambursabil, intern, contactat direct de UAT Municipiul Roman, în baza garanțiilor proprii. Avizele comisiilor, buget, finanțe. Avizul comisiei este favorabil cu o actualizare a denumirii de la poziția 10, poziția de către aprobare sunt cheltuieli neeligibile la obiectivul creșterea eficienței energetice a clădirii publice din municipiul Roma, Sala Spirotava, numărul 28, proiect Paul Smith 111476, pentru că trebuie foarte clar definit această denumire. Mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun discuții dacă sunt la acest proiect. Supun spre aprobare cu amendamentul făcut de domnul consilier Leonard Chiriloae. Cine este pentru? Împotrivă? Abține.
O să am o rugăminte la aparatul de lucru. Vă rog să consemneze în procesul verbal poziția grupului consilierilor PSD, pentru că la fel au mai fost discuții și când a fost cu cartierul Lipovenesc, în care se vadă clar cetățenii cine doresc să facă investiții în oraș și cine nu poate. Da, punctul diverse. Dacă vă înscrieți. Da. Nu știu dacă să putea să prelungim programul la taxe, la direcția de taxe și impozite în următoarele zile. Știți că în caza de 31 martie va fi plantă de limitări, măsura în care există și posibilitatea de a... Prin lege se amână pentru data de 1 ianuarie. Deci, e prelegul, da. Okay. E revocat. Și încă ceva, aș dori să știu dacă există pe tronsoane în care se va face asfaltare o strategie de infrastructură subterană pentru telecomunicații. La care la toate care se vor asfalta anul ăsta în rămân. Adică să nu ne trezim că asfaltăm și după aia... Toate trotuarele pe care le facem în aceste zone sunt prevăzute cu pavele. Tocmai în ideea în care, dacă vor exista intervenții ulterioare pe telecomunicații, putem să facem canale tehnice prin trotuare. Având în vedere că s-a modificat și programul parcărilor și au apărut noi amenzi și la regulamentul privind destructicat, aș dori să alocăm o parte din buget și pentru comunicare sau pentru publicitatea acestor noi dispoziții. Deci să nu se trezească. Sunt foarte mulți șoferi care nu știu pentru că urmai sâmbătă trebuie să plătească. Deci poate nu știți dumneavoastră sau nu v-ați informat sau nu ați vorbit cu mașcanii. Noi deja toată luna martie am făcut aceste informări, nu am aplicat amenzi la regimul parcărilor, ba din contră am pus la fiecare geam fluturaș cu programul de lucru și cu ceea ce le-au făcut. Fiecare geam de? De mașină, care era parcă. Nu știu dacă peste la 5.000. Nu știu dacă la fiecare. Nu cunoaște mașina ceva. Da? Peste 5.000. Aveți un domnul comandant. Nu, eu chiar am primit. Eu chiar am primit. Da, dar din câte știu, a fost că sunt între 10 și 14.000 de mașini în România. Am zis că sunt peste 14.000 de mașini. Așa. Da. Dar face și diferența. Da, ascultați un pic. Parcările astea plată doar în zona centrală, nu sunt tot acolo. Ce, dar nu știu. Da, și noi am... Orice mașină are dreptul să ajungă. Domnul consilier, am pus peste 5.000 de flyere în zona centrală la oraș. Mai continuăm, putem continua. Dar fără nicio problemă. Eu zic că s-a făcut succesul cu mine. Ce vreți să scrie? Dacă mai sunt... De școala 5. Da, aia intră, am finalizat procedura la asfalt, așteptăm să fie timpul fund cu echipele proprii din primărie, va intra. Și aia de locul 17 la Bodă și fundătura Cazantele. Da. Știu, vor intra la domnul. Domnul primar, dacă puteți să interveniți, sigur, din competența primării, am fost solicitat cu domnul director de la Romanița, și cum v-am spus eu, dar sunt particular confocat de infecție acolo, deci animalul e în acolo. Da, chiar am vorbit astăzi și cineva dintre ei să mi-a așezat acest lucru. Imediat după ședință l-am rugat și domnul comandant a poliției locale să vină până la mine în birou și să recomandați acea situație. E vorba de acel teren din spatele centrului Romanița și până în... Da, știu. De ce este vorba și intervenție. Da, l-am luat. Acum trebuie să aveți în stat. Am văzut. Dacă nu mai sunt intervenții, declar ședința de astăzi închisă. Vă